La aproape o lună de la închidere pe pasajul CFR din Ițcani se lucrează în ritm susținut. Administrația apreciază implicarea firmei, dar susține că este loc de mai bine și că atunci când permite vremea, constructorul ar trebui să profite cât mai eficient. Primarul Sucevei Ion Lungu este de părere că nu are reproșuri majore la adresa constructorului, însă a insistat ca acesta să pună în operă toate măsurile de siguranță în execuție și să scoată maximum de eficiență când condițiile tehnice permit. Sigur se putea și mai bine, au dat vina și pe ploaie, că așa era noi când e soare nu lucrăm și când plouă avem motive să ne acoperim. Vor termina probabil în cursul zilei de astăzi de turnat betonul, lucru foarte important, și de asemenea era programat astăzi să înceapă a turna asfaltul, primul strat de asfalt pe pasaj. S-ar părea că vremea nu permite acest lucru, sigur nu forțăm lucrurile, acolo trebuie să facă lucruri de calitate. De asemenea s-a făcut cofraj pentru fundația la parapet, ați văzut că am discutat cu reprezentantul primăriei despre stâlpii pe care trebuie să-i punem acolo, să se asigure că totul este în ordine, cablurile sunt întregi, mă rog, să nu trezăm după ce facem pasajul, trebuie spart înapoi. Și de asemenea vom pune stâlpi cu două corpuri de iluminat pe ele, unul mai sus și unul mai jos, în așa fel încât să fie și în partea stângă și în dreaptă vizibilitate atunci când se circulă pe acest pasaj pe timp de noapte. Reparațiile capitale la părțile de infrastructură și suprastructură de la podul rutier de peste râul Suceava și pasajul CFR, ambele din cartierul Ițcani, sunt cuprinse în proiectul cu finanțare europeană de circa 8 milioane de euro. Prin implementarea acestuia în Suceava sunt reabilitate și 10 artere de circulație, cea mai importantă fiind Bulevardul George Enescu. Deși s-ar fi dorit ca lucrările să se termine în vara acestui an, drumul național 2 nu va fi disponibil pe ruta clasică înainte de 31 octombrie 2015.